știe și are un business și a pornit, știe că toată lumea a spus că nu se poate. Și că nu există soluții și că nu se poate. Că ești nebun. Așa ți se spune, ori de câte ori încep să faci ceva al tău. Vi s-a spus? Da. Asta e un semn bun când se spune lucrul ăsta, desigur o să reușești. Pentru că, într-adevăr, da, și tatăl meu mi-a spus, vezi că te implici foarte mult în business-ul ăsta și mai un pic și o să ajung școala de nebun, la casa de nebun. O să ai probleme, pentru că... o să ai mai probleme. Mama a fost foarte contrariată de faptul că mi-am lăsat job-ul pe care l-aveam stabil și m-am dus să fac business. Nici nu se legeau, că dacă fac business, nu business. Da, asta sunt semne bune. Dacă cineva vă spune, asta sunt semne extraordinar de bune că veți reuși. Ție ți-a spus și pentru Andra, dar și pentru cei care vor să facă. Chiar mă cheamă, și sper să saltă și pe microfon. Dacă ar fi să clasificăm, să zicem, 10 calități care trebuie unui antreprenor, pe ce loc ar fi reziliența? Reziliența? Da. Și eu îmi place, dar reziliența. Reziliența este o noțiune care vine din studiul materialelor. Așa. Și care foarte simplu este explicat. Microfonul ăsta. Îl îndoim. De câte ori rezistă la îndoire până se rupe. Păi, la fel și eu. De aceea v-am întrebat, de ce n-ați folosit termenul de rezistență și de reziliență? Reziliența este o caracteristică care o găsiți în orice dicționar al limbii române. Deci vorbim românești. Am înțeles, dar nu ați folosit rezistența, care este mult rezistența mai... este altceva. Deci eu am terminat Politehnică. Ați îngurat. Ok, în primul rând vă mulțumesc. În al doilea de încă ceva. Reziliența este un termen care se folosește în dezvoltarea personală foarte mult. Vă mulțumesc. Pentru că reziliența înseamnă, dacă ar fi să explicăm, cam la câte șocuri îți zici în viață. Foarte simplu explicat. Deci, am întrebat asta și ce-a făcut de dacă fac o paranteză. Mi-am plăcut modul în care dumneavoastră și-am asistat în sală, cum v-ați afirmat la fiecare întrebare și ați dorit să completați cu ceva. Da, pentru că încerc să am niște răspunsuri de la niște oameni și primesc niște răspunsuri pe care le cunosc de zeci de ani. De zeci de ani, atenție. Tocmai de aceea v-am întrebat. Unde e nou? Vreau ceva nou. Și atunci dau eu răspunsul care cred că e mai bun. Dar tot vocabularul trebuie reinventat. Da? Deci vocabularul limbii române datează de acum 100 și ceva de ani. Nimic nou. Cum ne înțelegem? Ați auzit de Gurdjieff? Bun, știți ce spunea Gurdjieff apropo de comunicare? De-a suspensii, au scris. Exact. Suspensii. Deci, pe ce loc? Pe ce loc? Aș vrea să reformulez sau să schimb această percepție pe care dumneavoastră o aveți legată de tot ce se întâmplă și de faptul că totul nu este, nimic nu este în soare și nu este. Printr-un răspuns la care eu mă tot gândesc referitor la timp. În momentul în care noi avem noțiunea de timp linear și încerc să mă gândesc la timp ca nu de fi linear, mă gândesc la experiențele pe care noi le avem și cărora le acordăm importanță în funcție de cum le percepem noi. Timpul nu este linear și probabil că se va demonstra mult mai bine, mai târziu. Așa. La rândul lui o dimensiune. Așa. Da. În momentul în care am punctat acest aspect pe care dumneavoastră l-ați spus, l-ați menționat într-un centru, la care ne reportăm și fiecare dintre ele ar fi pe o scară de valori, nu ar mai conta. Deci raportarea sau scara de valori ține de individ, nu ține de rând, de număr. Este relativ. Mai sunt toate întrebări? Aș vrea să spun și altceva. Mulțumesc foarte mult, Andra, și felicitări pentru prezentare și pentru idealism. Avem nevoie de un idealism. Legat tot de această observație că nu aud de domnul aici din față, n-am reținut numele, lucruri noi. Cred că toată lumea își dorește să meargă la o conferință și să afle secretul senzațional succesului sau o formulă incredibilă a unei reușite, și să duc acasă să o pun în practică. Eu am primit, la un moment dat, după unele
Eu m-am întors la birou și n-am reușit să vin cu niciun client de la conferință. Și am fost și m-am gândit, sunt unii oameni care vin la conferințe să aflu lucruri noi, sunt unii oameni care vin la conferințe să vândă, sunt alții care caută clienți. Nu cred că asta fac conferințele. Cred că dacă reușești să iei de la oamenii pe care asculți niște idei și pe care să le apropii de ceea ce ești tu și de ce vrei tu să faci, până le câștigi. Nu cred că auzi niciodată ceva nou dacă nu vrei să auzi ceva nou. Nu cred că întâlnești pe cineva interesant dacă nu te gândești pe cineva interesant. Nu-ți vine soarele deodată pe pământ în față. Ia mă, eu sunt. Și nu este lucru, nu știe. Nu e ușor. Și totul este nou. Totul. Și când vezi că totul este nou, îți dai seama că există posibilități. Și că poți să ai oportunități. Despre asta a fost venitul nostru astăzi. Vă mulțumesc că ați venit. Ne vedem la